În caz de alergie la proteina laptelui de vacă, putem înlocui unele lactate cu produse vegetale. Cam în toate rețetele care au la ingrediente lapte de vacă, îl putem înlocui cu lapte vegetal, cum ar fi lapte de cocos sau de migdale, de nuci, de caju sau de ovăz. Reamintesc că laptele de orez este interzis copiilor mai mici de 5 ani din cauza conținutului mare de arsenic. Acest lapte vegetal îl putem prepara în casă foarte ușor și îl putem păstra la frigider până la 5 zile. Pe flavor.ro găsiți câteva rețete pentru prepararea laptelui vegetal. Dacă alegem să folosim lapte vegetal din comerț, atunci trebuie să citim foarte bine eticheta pentru că majoritatea conține sare, zahăr și ulei de floarea soarelui plus alte ingrediente nesănătoase. Untul îl putem înlocui foarte bine cu ulei de cocos cam în toate preparatele. Textura în general rămâne cam aceeași, ca și cu unt, fiind foarte puțin modificată. Dacă vreți ca uleiul de cocos să nu influențeze gustul preparatului, atunci cumpărați ulei de cocos dezodorizat. Din păcate, când vine vorba de înlocuit iaurtul, smântâna sau brânza, nu sunt opțiuni decât produse vegane din comerț. Se pot folosi după ce citim foarte bine eticheta la ingrediente și facem o selecție. Multe conțin caragenan, un aditiv cancerigen, plus alte ingrediente nesănătoase sau sare și zahăr. Eu nu prea am văzut produse de acest gen care să fie ok, dar dacă găsiți, sigur că puteți folosi. Dacă vom folosi brânză vegană, trebuie să ne așteptăm că și gustul și textura unui preparat pot fi modificate. Personal nu consider că alergia la proteina laptelui de vacă trebuie să fie o sursă de stres pentru mame. Există viață și fără lactate, iar pe flavor.ro găsiți categoria de rețete fără lactate.